Femeile trecute de 50 de ani și care nu au un loc de muncă de mai bine de un an sunt în atenția Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă Bihor. Un grup de 16 orădenci aflate în această situație au fost invitate în această perioadă la sediul agenției, la o ședință de consiliere ținută gratuit de un psiholog. Observăm că acest statut de șomer de lungă durată aduce și o anumită stare psihică ușor depresivă, demotivantă din punct de vedere profesional. Am invitat la agenție un psiholog specialist în psihologia muncii și psihologia motivațională pentru a le sprijini pe aceste doamne și a le reda încrederea în sine, astfel încât ele să reușească să se încadreze cât mai ușor pe piața forței de muncă, a declarat Beikei și Ceaba pentru Bihoreanul. Consilierea a fost gratuită. Psihologul Daniel la Corina Niculescu, lucrând pro bono. Șeful AGOFM Bihor a constatat că întâlnirea a fost una de succes, așa că a și programat o a doua ședință peste două săptămâni.